Nu sunt că nu mai trăiesc, domnule, adică ceva se întâmplă, nu știu cum e viața asta, dar ideea este că muncesc, am impresia că sunt așa un fel de robot. Am venit, muncesc, alerg dintr-o parte în alta, vin înapoi acasă, problemă cu nevasta, problemă cu copiii, dacă nu cu copiii, atunci cu nevasta, dacă nu cu nevasta, atunci cu copiii, dacă nici cu una, nici cu alta, e altă problemă. Și sunt așa, mă, sunt prizonier așa în, în lumea asta. Și zici că blestemați vin să... Am venit parcă să fac anumit lucru. N-am mai avut timp de mine. N-am mai avut... Nu mi-am dat timp mie. N-am mai avut când pentru mine să mă duc la un pescuit. Ce-și dorește la acolo? Să merg la un călărit. Să mă duc cu băieții la o bere, nu știu ce. Să mă distrez pur și simplu. Vă, vă se întâmplă astfel de lucruri. Să vedeți lucru interesant că da. Puteți să vă mințiți cât vreți. De asta se ocupă o parte a minții noastre, toată ziua nu face nimic altceva decât caută o minciunică favorabilă. Ne spunem nouă minciuni în timpul zilei de mai multe ori decât puteți să credeți. Dacă prin capul nostru în fiecare zi trec aproape 75.000 de gânduri, dintre toate aceste 75.000 de gânduri, lucrurile cu adevărat importante pentru tine, ca și idei, ca și gând care ne trece, sunt, spunem așa, vreo 102, mai mult nu. Toate celelalte idei care trec prin cap, imediat se acoperă cu oricare minciună. De ce face mintea noastră așa, o anumită parte minții? Ca să putem supraviețui, ca să nu luăm razna. Și ne găsește, uite, la tot felul de lucruri, câte o minciunică. De exemplu, omul îi spui, bă alcoolul, sub orice formă, e rău. E dăunător, sub orice formă. Dar da, da, eu n-am băut mult, numai puțin. La noi în România, când omul se duce la doctor și doctorul îi prescrie ceva, el primul lucru care îl întreabă, da, pot să beau? Păi, bețâia te a adus aici, tu ești terminat, adică ficatul tău e... varză, cum se spune, eu îți prescriu niște medicamente și el întreabă în același timp, da, domnul doctor, foarte bine, da, fac asta, da, pot să beau și eu așa puțin? Dar alcoolul e rău pentru tine, da, domnul doctor, dar nu mult, așa nu numai puțin. Uite, el caută tot timpul să se mintă. Apoi se minte iar. Domnule, eu nu știu cum voi, dar eu nu pot. Eu nu, mă pot, eu nu pot, fără alcool. mi i trebuie cât e puțin. Nu mult, că nu sunt alcoolist. Eu beau așa o bere în fiecare seară. Dar nu pot fără. Iară se minte. Poate. Dar se minte că nu poate. Orice îi propune omului, chiar și capacitatea sau posibilitatea de a-l scoate pe el din sărăcie, gândiți-vă, din sărăcie, sau dintr-un anumit stil de viață, care totdeauna să ajung bani, să treci la un nivel următor în care să ai mai mulți bani puțin, puțin mai mulți bani. Ne ducându-te la muncă, ne muncind pentru asta 8 ore și restul, omul va găsi ce? O minciună. Da, nu pot eu, Anatol, de asta, dar trebuie să fii nu știu cum, trebuie să ai nu știu ce, eu nu, eu nu mă bag, eu nu pot de asta. Zilnic ne mințim. Preocuparea de bază a omului este să se minte. Mai mult decât atât, omul se minte și se preface că nu se minte. Continuând să se mintă că nu se minte. Vă dați seama cât e de complicat. Zilnic, omul continui să se mintă, prefăcându-se în fața lui însuși că nu se minte. Continuând să se mintă că nu se minte. Vedeți, când am spus chestia asta, sună așa, parcă grav. Dar când ascultați lucrurile astea, nu e așa de grav. Pentru că ce ați făcut tocmai, ați găsit o altă minciună. Și v-ați liniștit. Hai că nu e chiar așa grav. Ne mințim noi, dar nu chiar așa. Cum zice Natura. Așa din când în când ne mai mințim. Dar ideea este că cele mai multe minciuni le faceți uh, cu maximă satisfacție și plăcere. Știți de ce? Pentru că nu știți care e adevărul. Și neștiind care e adevărul, tu te minți oricum. televiziunile și toată mass media nu sunt făcute, de la bun început ele nu au fost făcute ca să vă învețe pe voi adevărul, ci tocmai ca să-l tăinuiască și să vă dă acel adevăr care le-i convenabil lor. De exemplu, a bea 3 litri de apă pe zi, asta e sănătos. E minciună. A mânca vegetarian, că asta e sănătos și torce carne de mor moarte, de mortăciuni, de nu știu, acolo îi dăunător. E altă minciună. Toate fructele acum sunt cu pesticide, nu mâncați că să, nu știu ce fac dar s-au gândit să ne omoare, adică sunt plini de pesticide, nu știu ce acolo, nu mâncați fructe, legume, că sunt așa. Altă minciună. Nu mâncați carne de pește pentru că ea are mult mercur și nu știu ce, a metale grele, altă minciună. Nu când ele nu există un adevăr. Dar mai spunem așa, magii negre,